Am văzut motivația Tribunalului București, dar o spun acum pentru prima dată. Eu eram înscris în această cursă electorală. Adică? Și o să vă explic imediat. Decizia Biroului Electoral Municipal a fost dată cu încălcarea unui articol, articolul 50 alineatul 1. Ce reglementează articolul ăsta? Ca să înțeleagă toată lumea. Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și formă ale listei de candidați, precum și a listei susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către Biroul Electoral de circumscripție. În speță, doamnă, în momentul când m-am prezentat în fața Biroului Electoral Municipal cu aproape 41.000 de semnături, mi-a fost acceptată candidatura și candidatura a fost trimisă la tribunal și înregistrată, doamnă. Vă rog, dacă poate să focalizeze camera. Se poate filma. Adică dumneavoastră spuneți că a fost un moment zero în care s-a spus da, Sorin Oprescu merge să candideze. Doamnă. Și mi-a dat această acceptare a candidaturii către tribunal. Aș vrea colegii din regie să-l sune acum pe președintele BEM-ului să ne explice această situație procedurală, pentru că domnul Oprescu ne spune aici în premieră că a fost un moment în care BEM-ul a decis că domnia sa poate candida, să ne explice. Vă rog frumos, regia, să mă ajute cu acest telefon. Vă rog, continuați. Da, deci, după câte vedeți, aici scrie clar, înregistrat la Tribunalul București, candidatura acceptată, 37 al, la ora 15.35, în ultima zi de... Bun. 15.35 și când a fost, practic, a doua zi a venit. A doua zi, sigur că da. Bun, după aceea, doamnă, a început un carusel. A început un carusel al neînțelegerilor. Pentru că am fost acuzat de unii că eu, la rândul meu, aș fi vorbit de forțe malefice care... Doamne, dumneavoastră, ce puteți crede, de exemplu, dacă la ora 16, ți se spun, după acceptarea candidaturii, ți se spun, domnule, luați copiile astea de aici, că a trebuit să mă prezint cu voturile în 4 copii, ca să fie foarte clar. Fabrica Lete a lucrat pentru Oprescu. Luați voturile astea de aici, rămân cele originale și sigur că da, vom verifica, dar în general aveți nevoie de 5.000 de voturi. Puteți crede că după jumătate de oră a început un carusel pe care eu n-am, al neînțelegerilor, încă o dată vorbesc respectos și generos. Câte voturi îmi trebuiesc? Nu știu, să întrebăm BEC-ul, Biroul Electoral Central. Îmi trebuiesc 36.000, nu știu cât. La ce număr de cetățeni s-a calculat? La 2% dintre ei. Au trecut ziua de înscriere, ultima zi de înscriere, și după aceea, în sfârșit, primesc și eu a doua zi o hârtie prin care mi se comunică niște cifre care eu nu am posibilitatea nici să le verific, nici să nu, dar nu asta, care suna cam așa. Populația Bucureștiului care votează este aproximativ 1.800.000. Dumneavoastră aveți necesarul să vă înscrieți de semnături de susținere aproximativ, doamnă, subliniez, aproximativ 36.000. Doamnă, n-am venit cu ea, este predată la dosar, este predată de către avocați. Adică cei de la VEM v-au spus cu aproximație câte semnături? Doamnă, aproximativ 1.800.000 și aproximativ trebuie să aveți 36.000 de semnături. Cu toată această aproximație, am atras atenția că am peste 40.000 de semnături. Pentru ca după aceea, din oră în oră, lucrurile să se schimbe, să înceapă verificări, reverificări, încă o dată, foarte bine, foarte bine, foarte corect. La ora 10 și jumătate, 11 fără un sfert, 23, am purtat o discuție cu domnul președinte al Biroului Electoral Municipal, care mi-a spus că mai sunt 4 sau 5.000 de voturi. În dimineața zilei se încheiase deja depunerea de semnături. I-am explicat că atât am putut să procesăm în sensul de a verifica repede de tot despre ce este vorba, nu? De-aia am și predat 40 doar și ceva de mii de semnături, adunate în mod transparent la corturi, pe stradă sau în instituții.
cu toate declarațiile de asta și așa mai departe. Am constatat a doua zi că îmi lipsesc pentru a putea susține candidatura 365 de voturi, fiind anulate 5.000. Ce să înțelegeți din asta, domnule? Că eu eram un candidat înscris la tribunal, aprobat de către birou electoral. Nu, ceea ce spuneți în seara asta schimbă total percepția asupra evenimentului. Dacă a existat această hârtie în care dumneavoastră, într-un moment zero, ați fost acceptat, într-adevăr aș vrea ca acest domn să intre în direct cu noi. Doamne, dar nu vorbesc copilării. Este dovada aici pe masă. Eu nu am venit aici să uită la mine atâția... Și de ce n-ați prezentat-o ieri? Poftiți? De ce n-ați prezentat? Dar s-a făcut vorbire astăzi la prezentare în fața tribunalului. Corect, de către avocații mei. Încă o dată vă spun, nu cunosc motivația de respingere a tribunalului, să fim bineînțeleși. Nu o cunosc, a apărut acum 10 minute. Chiar acum președintele BEM-ului le-a spus colegilor mei din regie că nu poate să intre în direct cu noi, deoarece în acest caz există un proces pe rol. Am fi vrut să avem ceva explicații, poate este o chestiune procedurală și nu o înțelegem noi. Domnule Oprescu, telespectatorii în această seară vă pot adresa întrebări aici la Realitatea TV. Reamintesc adresa de mail, este vorba despre ediție specială a rondrealitatea.net. De exemplu, am acum o întrebare și spune așa, o întrebare pentru domnul